Mâine e ultima zi din vacanța de iarnă, iar copiii profită din plin din timpul lor rămas. Pârtile sunt pline pe Valea Prahovei, dar și în alte stațiuni de munte din țară. Pentru amatorii de distracție în zăpadă, nu pare să existe limită de vârstă. Dreptul, piciorul dinspre mine, apăsântare pe dreptul, stăm pe față. Bravo! N-a trecut mult timp de când micuțul din imagine a învățat să facă primii pași. În scurt timp însă va fi gata să cucerească și pârtile. Face și fain. Alături de el, sute de oameni au venit în aceste zile în parâng să profite de noua pârtie care a fost inaugurată aici. Are peste 3 km și toate dotările necesare. Cum te numești? Alejandro. Câți anișori ai? 4. Îți place aici în parâng? Da. Ce faci tu aici? Schiez. Sunt în parâng de vreo 40 de ani aici, dar așa pârte frumoasă nu a fost niciodată. Pârtea fiind într-o zonă foarte ferită de razele soarelui, estimăm că se va schia până în luni. Nu doar sezonul prelungit și condițiile bune de schi atrag turiștii din toată țara. Toți laudă prețurile mici și ospitalitatea localnicilor. Acest micuț respectă și el o tradiție veche. Este al 7-lea an aici, în parâng. Este extraordinar. Aici este o liniște pe care nu o mai găsești în altă parte. Nu este la fel de multă liniște pe Valea Prahovei. A fost destinația principală pentru mii de turiști de toate vârstele. Mă pregătesc așa, să încep cu forță ta școala din nou. Toată vacanța am stat acasă și am învățat. Iar acum distracția este în toi. Ultimele zile de vacanță din iarna asta și mă distrez pe purtii cu prietenii mei. Mă relaxez înainte, condițiile sunt bune, totul e ok, este zăpadă multă. Zăpadă multă își doresc și turiștii care au mers în această perioadă la Straja, în special cei care acum învață să pună schiurile în picioare. Stratul de zăpadă e ca în subțire. Eu trebuie să-i învăț pe ei, să-i instructorul lor și... E și mai greu acum să fac chestia asta. La prețuri care pornesc de la 50 de lei pentru o noapte de cazare, stațiunea Hunedoreana este plină la fiecare sfârșit de săptămână. Dar nu aglomerația, ci lipsa zăpezii dă de furcă salvamontiștilor. În afara zonelor schiabile amenajate, cantitatea de zăpadă este foarte mică, unde apar de altfel și o mare parte din accidentele în zona turistică Straja. Dar cei mai mulți turiști ajung în stare bună la baza pârtiei și sunt gata să o ia de la capăt. O doare pe Maria. Și cum la